E bine să ne raportăm la oamenii care cer Sau cerășesc în locuri publice De ce principii, aspecte Ar trebui să ținem cont Și aici e bine să ai o călăuzire Personală Dar trebuie să fii atent Și foarte, foarte Vigilent Sau vigilentă Că s-ar prea putea ca Tocmai într-o zi în care ai postit Dumnezeu să-ți trimite la semafor un om la care poți să-i faci un bine. Și trebuie să analizezi cazul. Dacă e cineva care se face că e bolnav, nu-ți spun că trebuie să-l ajut, pentru că promovează o minciună. Da? El nu are nicio problemă medicală, dar și ascunde o mână pe sunt nu știu ce haine. Da? Tu întinde-i mâna și spune, uite, numai cu mâna ai, vreau să vă salut. <laughs> da? Deci, vă rog frumos. <laughs> Ca să îl determin să se oprească într-un fel din asta. Deci analizează cazul. Dacă tu poți să-i dai o sumă minimorum, nu mare, da? că simți asta în sufletul tău, ți, -e, ți -e milă. De exemplu, sunt uneori copii care sunt clar nevinovați, așezați acolo. Uneori se spună, păi părinții lor fac business în asta. Eu nu judec copiii aceia, pentru că sunt copiii de care efectiv ne este milă. Și poate că n-ar fi rău dacă mai ales observă că nu vrei să-i dai bani și zice vreau un sandwich, să-l duci într-un magazin, să-i cumperi sandwich de cea mai înaltă calitate, care ți le cumpăra ție, da? Ai grijă să fie valabil, termenul de valabilitate să nu fie cumva, da? Deci nu-i da ce nu -ți trebuie ție, dă-i de cea mai înaltă calitate, pentru că în e foarte important principiul calității. Noi nu dăm în jurul nostru ce aruncăm. Da? Noi trebuie să dăm în jurul nostru ce am vrea să primim. Da? Și ce am fi siguri că n-ar fi supărat Hristos dacă i-am dat lui în carne și oase. Și atunci trebuie să analizezi, deci eu nu zic că obligatoriu trebuie să dai la oricine, da? trebuie să dai cu multă înțelepciune, neapărat după cum ai decis în inima ta, dar analizează cazul. Dacă promovează o minciună, nu-ți recomand să-i dai, da? Dacă cu adevărat are o dizabilitate, efectiv nu ar putea munci în, în, starea în care se află, să îi dai o sumă mică, nu-i rău, dacă simți să dai chiar o sumă mare, e la fel foarte bine, dar recomandabil e să-i dai ceva care sigur ar ajuta și nu s-ar transforma într-o activitate nocivă. Dacă își cumpără țigări, bere fără alcool, da? dau nefer droguri, atunci ai fost cumva conlucrător indirect prin banii tăi. Deci banii tăi nu te să ajungă pe lucrurile diavolului. Și atunci recomandabil ar fi să te duci, să-i aduci. Dacă vezi că nu vrea nici cum, ăsta poate fi și ca un test. Că cel mai probabil vrea să facă altceva cu banii. Dacă, de exemplu, știi pe cineva, îți spune, uite, am o factură de gaz. Este aplicații, voi aveți majoritatea, nicio problemă. Spune, vreau frumos să-mi dați factura, vă scanez, frumos. Da? Și nu e neapărat să-i plătești toată suma, selectezi ce sumă poți tu să dai și ești sigur că banii au ajuns unde trebuie. da? S-au plătit o utilitate de care are nevoie acea familie. Că dacă dai banii, poate nu știe să-și chivernisească și se tezește care are te teat gazul peste o lună, că o folosi la altceva. Deci, cu multă atenție, când dai, vedeți cum zice acolo versetul, cine are o nevoie, da? Și dacă poți să o faci. Deci cât poți tu să dai? Atât trebuie să dai. Nu trebuie să dai mai mult decât poți. Pentru că au fost unii care o, au avut o situație de, cum să zic, mândrie spirituală și au avut bani, pentru că, de exemplu, și-au vândut o proprietate și eu nu cred că l cerut Domnul ca proprietatea aia să o toce în două luni, în sensul în care să împartă așa bani aiurea. Cu tare vin și eu știu care bani, eu zic, no, nu, nu dai niște bani împrumut. Și le-o da repede. Păi te să te gândești, ai o familie, prietene. Cazul de care vorbesc e un caz a unui bărbat căsătorit cu copii. Să nu, nu, mi se pare dovadă de înțelepciune, da? Și-o văd de exemplu, apartament cu gândul că își va construi o casă. Da un exemplu, da? Ipotetic. Și banii respectivi, de aceea i-a avut, pentru că trebuia să-și construiască o casă. Și Dumnezeu nu i-a cerut lui, după ce și-a văzut apartamentul, să împartă toți banii la toți oamenii care i-au cerut. Trebuie să analizeze fiecare caz cu înțelepciune pentru că Biblia spune cine nu are grijă de cei din casa, lui. A căzut din credință. Astfel, și asta e o binefacere, asta e o responsabilitate. Adică, degeaba eu în exterior par uh, cel mai bun om, filantrop al pământului și eu nu mă comport echilibrat și cu responsabilitate față de căminul meu. În momentul în care căminul meu are nevoie, cazul de care vorbesc eu acum, e un caz ipotetic, da? un bărbat cu mai mulți copii, sau mai puțin nu contează cât sunt, dar sunt copii acolo care au nevoie, au nevoie la școală, au nevoie de transport, au nevoie de mâncare. Ei, dacă ți-ai vândut apartamentul, pe nu-l distruge, păstrează-ți banii și rezolvă, dacă ai vrut să construiești o casă, termină, pentru că zice Biblia, cine vrea să construiască un zid, trebuie să gândească foarte bine înainte, dacă are cu ce să-l termine, să fie echilibrat, să fie da, aici există o intervenție la lui Dumnezeu, dar lucrurile trebuie făcute foarte calculat, da? Deci Dumnezeu nu îți cere să dai mai mult decât ai puterea de a da. Puterea să o facă. Dacă ai puterea asta să dai, dai. Cât poți, cu multă atenție. Da, legate de cuvintele Domnului, oricui îți cere dăi, avem datoria să dăm oricui ne cere întotdeauna, anumiți oameni leneși, vicioși, pot fi refuzați, categoric că pot fi refuzați. Nu că pot, trebuie aici legăm întrebarea cum e bine să ne raportăm la oamenii profitori, insistenți. Există arhivă la mesaj. Eu am câteva numere care zic că eu nu răspunde. Nu știu cine e. Bine, cum? Cum, cum să răspunde? Deci înțelegeți ce zic? Pe alții ascult când sunt în trafic, că am timp dacă sunt singur, dacă sunt cu Alexandra, bineînțeles că nu, scuia și nu pot da. Ați înțeles ideea? Când singur și trebuie să văd că cineva trebuie să-ți descarce problemele, lasă să vorbească. Vorbește continuu, câte o jumătate de oră. Tot zice celelași lucruri de o mie de ori. Iar se întoarce, iar zice, și da, da. Eu mai zic câte un da, așa, până la 5 minute, când trece. Dar îmi dau seama că are nevoie să-și descarce suflet. nici Nicio problemă. Trebuie undeva să-l descarce. Dar bineînțeles că dacă zice la un moment dat să ia o decizie care împotriva Scripturii, eu, acolo, nu-i dau voie. Nu-i dau acord. Asta se vă să zic? Adică trebuie să fii foarte atent, foarte atent cu... Deci dacă cineva insistă, aici mai există un secret. Eu am un principiu de viață. Când ai o nevoie, tu trebuie să o împărtășești în primul rând cu Dumnezeu. Deci când tu treci printr-o situație dificilă în viață, dacă nu vorbești prima dată cu Dumnezeu, egal că vorbești cu toți oamenii. De ce vă vorbești cu oamenii? Și atunci... Eu am persoane pe care le abordez și le spun așa, uite, pentru că ați cerut, de data asta nu vă dau. Deci aș putea da un telefon să vorbesc cu cineva care ar putea să vă ajute, dar de data asta, uite, trebuie să vă învăț un principiu. Nu cereți de la oameni. Da? Nu cere. Dacă ceri, atunci deja am un semn de întrebare asupra încrederii tale față de Dumnezeu. Cine cere de la oameni, n-așteaptă de la Dumnezeu. Sunt situații în care tu trebuie să ceri pentru altcineva. Foarte bine, implică -te. Dar eu o să cer vreodată pentru mine. Deci dacă mă auziți vreodată că zic fraților, am nevoie de eu personal, să știți că am probleme. Atunci luați-mă de mânecă și ziceți frate, că le vezi că predica din 16 april, 16 mai, da? Ați înțeles ideea? Deci când vorbești cu Dumnezeu, nu mai ai nevoie să vorbești cu oamenii, pentru că traseul așa e corect. Tu cu Dumnezeu direct, Dumnezeu cu omul care trebuie. Și atunci Dumnezeu, dacă tu insiști pentru o persoană, da, au fost situații în care Dumnezeu m-a pus, cineva avea o nevoie mare și nu putea acoperi nici măcar în 20 de ani de atunci încolo și atunci Dumnezeu mi-a zis, uite, dă telefon la cutare, la cutare, la cutare, că ăștia trebuie să-l ajute. Și eu, indirect, am fost intermediar, am fost mâna lui Dumnezeu înspre ăștia că am informat oamenii. Înțelegeți ce zic? Dar pentru mine niciodată nu o să mă auziți că cer ceva. Cel mult rugăciunea asta, vă rog. Asta puteți să faceți, da? Înțelegeți? Și dacă îți cere și insistă, deja acolo sunt niște semne de întrebare. Trebuie să faci niște teste. Uite cum procedez. Când cineva insistă foarte tare, îl lasă să zică tot și zic, uitați-vă, mă rog, și dacă Dumnezeu îmi dă voie să vă ajut, o să vă ajut. Am și alte teste, nu vreau să spune acum pe toate, că nu mai plecăm în seara asta. Prima întrebare este următoarea. Unde sunteți membru în ce biserică? Biserica de pe întreg pământ. Nu, no, rămâneți pe întreg pământul când vă întoarceți la o localitate să mă anunțați. Bine? Da? Deci, adică, verific. El îmi zice un caz, da? Imaginar. Adică zice, mi-a murit, mă sunare ceva recent, eram, nu știu ce, meream spre o biserică, undeva pe România, și zice, frate, uh, mi-a murit bărbatul, copii, pe moarte. Și am zis, cum îl cam pe pastor? Nu știu. Și o zi, dacă nu mă crezi, și închid. Aleluia, a zis. <laughs> Succes. Ce, 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 deci, care e ideea? Adică, dacă, dacă nu, ci, că dacă nu mă crezi, după ce că-s năcăjită, și închid. Păi, vă dați seama că a fost prință, nu? O și închis repede, că cineva poate trebuia să boteze între timp. Era frică, da? Deci, nu e ok, dragilor, ascultați-mă. Voi trebuie să verificați situația. Nu e nicio rușine, mergeți la slujitorul bisericii de unde sunteți, sau dacă sunteți din Betania, veniți la oricare dintre noi și ne puneți o întrebare. Uite, știți pe pastorul cu dar nu cu chestii că vreți să scoateți în evidență că faceți donații, nu. Ne întrebați frumos, noi verificăm, există o agenda cultului pericostal. verificăm să vedem oamenii în rânduială, că poate că au ajuns într-o situație financiară gravă pentru că nu își folosesc banii cum trebuie. Da? Și analizăm cazul cu multă atenție, Dumnezeu lucrează, sunt familii care chiar au nevoie, știți? Și sunt persoane care mă sună de 5 ori, 10 ori pe zi, nu mă să obișnuiesc. Când văd că nu mai răspund, nu mai are rost să te sune. Că de ce să sune? Verificați cazurile și vă mai spun ceva. Dacă sunteți foarte conectați cu Domnul, nici nu mai trebuie să vorbiți cu niciun om. Duhul Sfânt vă călăuzește. Și aflați pe trei zile, bă, uite, vezi? Foarte bine că nu i-am dat, uite ce a făcut. Asta fumează. Înțelegeți? Călăuzirea e foarte importantă în dărnicie, pentru că dărnicia sau binefacerea e un dar călăuzit de Duhul Sfânt, nu e o chestiune de jucărirea. Da? Trebuie să facem milostenie în așa fel încât nici măcar persoana care îi facem binefacerea să nu știe că noi am făcut-o, nu neapărat, dar puteți face așa. Da? Deci, când faci o binefacere, nu e obligatoriu să știe cine e expeditorul. Oricum, tu dai din partea lui Dumnezeu. Da? Poți să-i dai frumos cum ar fi, faci o binefacere la o persoană, nu știi cine și în viitor afli că chiar au avut o nevoie foarte mare. Da? Acum nu faceți binefaceri prin familie, știi, că mi-a zis cineva, pot să dau 10 la nevastă mea, Eu cumpăr rochi, că nu-i 10 Da? Adică, da, există posibilitatea ca cineva din familia noastră să fie într-un moment financiar dificil. E foarte bine să ne ajut, din deloc greșit. Știu frațul lor care își ajută părinții, poți care și -o ajută bunici, într-o situație au nevoie, da? Te loc din greșit, da? Tu știi clar că e cazul ăla care are nevoie și faci o binefacere. Ți se întoarce în sens bun, dar niciodată nu facem o binefacere cu scopul să ajungă tot la noi banii. Acum, eu nu vă mai explic că 10 ori la biserică, nu? Că voi știți, 10% Domnului, Doamne ajută. Dacă sunt cazuri de excepție în care aveți situații care știți că au nevoie din biserică cineva, o familie, și dați 10 la tot în biserică sau spre familiile respective, nici asta nu e greșit, e corect. Dar cum e corect să procedezi la locul de muncă când șeful îți cere să nu îți ajuți colegii? Păi, asta e un fel de copiere? Depinde ce sens. Deci, dacă tu ajutându-ți colegii, nu mai poți să-ți faci partea ta, atunci da, e o problemă dacă a ta capacitate de muncă e foarte ridicată în de ecologilor tăi și îl depășești toate problemele tale, să zicem, că în patru ore din opt și patru ore ajuți pe colegi, eu nu cred că ești șeful vinovat, adică e potrivă la asta. Pentru că, până pe la urmă, firma merge bine înainte, da? Dar și cu ajutorul colegilor trebuie să fii foarte atent să nu ajungi cum să vă spun, să fii un fel de uh, om care aduni toate problemele firmei. Că la un moment dat vei refula. Știți că sunt persoane care ajută pe oricine, oricând, oriunde, și când ajung acasă, sare tavanul de pe casă. De ce? Păi să terminați, domnule, să, termina, să vină acasă. Nu mai, e, nu, deci nu mai sunt oameni normali, întregi. De ce? Au adunat prea multe probleme peste sufletele lor, au rezolvat prea multe situații și acum, efectiv, nu mai poate, e terminat. Deci de-aia zice Biblia, când poți să faci, deci organizează timpul de așa maniere încât să faci binele, dar să nu refulezi după aia într-o răutate de asta în care va fi cât casa poporului de disperare că tu ai adunat mult, 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 mult ai rezolvat la mult și din toată refulezi, da? Înțelegi ce zic? Deci trebuie organizat cu multă înțelepciune și, da, prima dată să faci partea ta, ajuți cât poți mai mult, dacă șeful are un argument foarte bine pus la punct pentru care nu-i de acord să-i ajuți, nu știu din ce motiv, Poate că persoanele respective devin leneșe, nu mai vor să muncească. Discută cu șeful foarte atentă și foarte atentă oricine ești și spune exact care e situația și să știi că lucrurile se rezolvă. da. Dar, repet, prima dată îți faci responsabilitatea ta și apoi nu te încarci cu poveri care sunt dincolo de nivelul pe care poți să-l duci. Da, cum alegem cui să facem binele? și când suntem limitați la a face bine din cauza resurselor, timpului sau banilor. Alegerea aceasta e prin călăuzire. Trebuie să ai o călăuzire personală, să vezi. Deci, creștinul este foarte atent la detalii, se uită în jur la toate situațiile, da? Analizează cazurile, da? Nu analiza două luni, că după aceea s-a dus nevoia s-a rezolvat. Analizează într-un timp limitat, echilibrat, cu multă înțelepciune și apoi du-te în direcția respectivă unde ai fost călăuzit. Da? Repet, dacă este o nevoie reală și cât poți, niciodată Dumnezeu nu cere mai mult decât poți. Și prin dărnicia ta n-ai voie să te auto și apoi să devii frustrat sau frustrată și să ajungi să fii ranchiunos, aricios, răutăcios, că ai făcut un bine. Binele făcut bine nu generează rău nici măcar din excepție. Da? Bine, suferință poate genera din partea unor oameni care nu știu să-ți răspătească binele tău cum ar trebui, dar în mod real, binele făcut bine nu generează rău. Binele în sine. Oamenii mai pot fi schimbători.